invitație pentru unul ca mine, care sigur că da, într-un trecut nu foarte îndepărtat, gravitam și eu ca un ucenic neascultător sau întârziat pe lângă persoana uriașă a părintelui Galeriu. Este locul în care pe această solee s-a exprimat cel mai mare predicator al sfârșitului și începutului de veac românesc și mileniu românesc. Părintele vorbea cu totul, era o făptură cuvântătoare cu totul și din acest motiv e greu să spui câteva cuvinte, să încerci să fii, să te ridici cumva la un anumit nivel, când știi ce ai în spate. De acolo ne privește din această fotografie și e destul de complicat, dar încerc sigur că da să spun cele câteva cuvinte pe care fratele Andrei mi le-a cerut. Vă voi cere însă o scurtă îngăduință, aceea de a mă lăsa să spun câteva cuvinte totuși, pentru că nu pot să intru chiar așa ex abrupto în tema conferinței, câteva cuvinte despre Părintele Galeriu, cel care ne-a adunat și în duhul căruia suntem adunați în această seară. E un scurt text pe care l-am scris cu foarte puține vreme în urmă, tocmai pentru a încerca să-i păstrez memoria dintre contemporanii noștri amnezici. Am să folosesc și microfonul ca să poată să fie mai ușor să înțelegem mai ușor. Moto ar fi acesta: peștii se prind cu undița, iar oamenii cu vorba, a spus William Shakespeare. Cosache Galeriu sau cel care avea să fie cunoscut sub peceta nobiliară a spiritului ca fiind Părintele Galeriu, a fost cel mai exclusiv pescar de oameni din România anilor 90. Pescar de intelectuali, mai precis, căci părintele și-a aruncat mergele la adânc cu acel orgoliu al profesionistului care a văzut multe la viața lui și care poate încă și mai mult. Opera ziua și noaptea în marele orașe, predilecție. Era un pescar citadin, cu pradă urbană scoasă cu greutate de prin străfundurile bibliotecilor, de prin atelierele de creație, de la mesele de lucru, din amfiteatre, sau de spectacole, ori de lângă simeze. Oriunde găsea un intelectual, acesta se transforma, fără să știe, într-o potențială pradă pentru părintele pescar. Era nemilos. Chiar și când victima se zbătea, sau tocmai atunci, părintele aplica lovitura de grație, nesplătind nicio secundă firul întins, strângând tot mai tare lațul în jurul prăzii. Și când aceasta ceda, dulce binecuvântare, părintele devenea omenos, conciliant, glumețcar. Până atunci, arăta argumentele, mulina ceatele Sfinților Părinți, trăgea de firul culturii, spucea undița verbului până la rupere. Ce luptă! Am asistat și la astfel de lupte. Nicolae Șneahart însuși era fascinat de verbul predicatorului bucureștean, iar Petre Ciuța, când a fost comparat cu el, a văzut celebra frază. Acum citesc din Petre Ciuța. Era odată cu niște tineri, nu mai știu despre ce le vorbeam, și unul sare și îmi zice admirativ: domnule Ciuța, vorbiți de parcă ați fi Părintele Galeriu. Eu, care chin să mă cred genial, eram gata să mă supăr. Pe urmă, gândindu-mă mai bine, m-am simțit onorat. Asta a spus Petre Ciuța. Eu nu l-am cunoscut prin Sorin Dumitrescu, m-a tras el însuși în răbunul pescarului de către Nicolae de la Rochelă, de Nicolae Ștaică. Oamenii se întregeau unii pe alții la cuminecarea cuvântului, căci părintele nu vorbea, nu cuvânta, ci cumineca. Își cumineca starea de permanent îndrăgostit de Dumnezeu și de omul Dumnezeu, de creație și de arta creatoare de frumos. Asistam la predicile sale în toate duminicile când eram în București, în Bucureștiul comunizat, răscurit de buldozele și basculante, înfigurat și făcând iarna, toropit și prăfos vara. Ne amintim cu toții cum era atunci, în vremea aceea. Pe stradă, în locurile publice, oamenii parcă nu mai erau oameni, ci umbre, cu excepția Bisericii Sfântul Silvestru, unde se respira aerul tare al libertății. De la ușă de cum intrai se schimba mirosul cu adierea mirului, ulei ars în camere și parfum ușor al fiurilor trecute. O liniște șoptită, orașul care vibra îndepărtat prin vitrele cu sfinți și vocea Părintelui Galeriu
acea voce inconfundabilă, ușor spartă, voalată de îndelungată întrebuințare. Dar Părintele mai folosea ca stilistica discursului ceea ce în televiziune se numește liniște activă. Adică atunci când liniștea contează ceva important, dar nu e chiar desăvârșită, nu e mormântală. Atunci când tăcea între două fraze sau două idei importante, Părintele Galil vorbea cel mai intens. Atunci parcă puteai comunica și tu cu el, îl înțelegeai perfect. Acestea fiind zise, aducând un omagiu celui care s-a învrednicit de punerea în lucrare a Cuvântului Divin, ca nimeni altul, zic eu, ca unul care l-am cunoscut și am cunoscut atâția alți preoți, vrednici și ei, incontestabil, zic să trecem la tema conferinței noastre propusă de fratele Andrei Dumnezeu, anume surparea Ordinii Creștine. Să-mi permit să dau citire celor ce am scris, pentru că eu nu sunt un orator atât de exclusiv și prefer să, ca lucrurile să poată să fie sintetizate bine și să le pot comunica așa cum se cuvine, coerent și cât mai credibil. Vă mulțumesc. Mai întâi de orice mărturisesc faptul că și eu întrevăd sfârșitul lumii. Dar nu sfârșitul lumii în general, a întregii lumii, ci a lumii noastre, așa cum o știm, o intuim și o trăim. Lumea noastră, a celor prezenți aici, cum arată în arhitectura ei majoră? Este o lume formată și bazată în principal pe cărți și pe studiu, o lume amuzanților ceva mai complicată de politețe, a gesticulațiilor față către față cu preopinentul, a absențelor multiplor posibilități din tinerețe, este o lume care încă mai dezvoltă nostalgii sezoniere după bucatele bunicii, care idealizează bucuria petrecută undeva la țară și care încă mai este atașată de rânduială și tradiție, de orice fel ar fi acestea. O lume în cadre fixe, aș spune într-un cuvânt, în care certitudinea joacă rol de căpătâi. Asta este lumea noastră, cel puțin eu așa o percep. În plus, după 1989, cine a fost dintre noi au fost puși în fața realităților ignorate până atunci ale credinței, așa cum, spre exemplu, a fost la mama mea, și care au adoptat un stil de viață ca valori ritual și sărbătoare centrat pe normativul creștin. A fost o adevărată reîntoarcere la Hristos. Biserica a fost cea care a sprijinit acest proces de recreștinare a generațiilor pierdute sub aspect liturgic și comportamental. Dar iată că de câțiva ani buni, mass media românești au schimbat macazul ideologic, sincronizându-se cu atmosfera legizată din Occident și trecând în cealaltă extremă, susținând pe toate damele și arpegile editoriale faptul că desfășurarea treptată a românilor ar fi un act de igienă socială, diminuarea rolului bisericii în societate ar aduce mai aproape de lumea civilizată și de valori umanist-seculariste, ridiculizarea creierului în paralel cu impulsionarea lui ar atrage importante economii la buget cu care să putem ridica spitale sau școli, este mitul eternului progres igienico-educativ. Încet, încet, atmosfera toxică emanată de mediile românești, completată incredibil de eficient prin rețelele de socializare, duce la un anticlericalism productiv, la o antipatie nedisimulată față de biserică și valorile ei. Și aici apar un paradox pe care aș vrea să-l subliniez. Interogația centrală a discursului contestatar postmodern nu este Dumnezeu în sine. Omul din mileniul III nu are o problemă cu Dumnezeu care, se vede bine, nici nu-l ajută, nici nu-l încurcă. În definitiv, restă în cerurile lui și tace supărat. Iar reprezentarea acestui Dumnezeu are geometrie variabilă pentru contemporan. Când e cautată cele sub barbă lungă, când este un principiu cosmic nereprezentabil, când o gaură neagră hiperinteligentă, dar tenebroasă, când este chiar vocea conștiinței și câte și mai câte reprezentări nu are imaginarul colectiv. El poate fi oricum. Însă ceea ce pune probleme uriașe omului recent este Iisus Hristos. Aici apar enormele încurcături, aici apar marele nevroze, injurile, calumniile, crimele. Hristos desparte apele conștiinței. El a adus sabia pe pământ și pace.
Chiar dacă unii cei mai mulți cred într-un Dumnezeu difuz și confuz, ei bine, la înțelegerea asupra lui Hristos, lucrurile deratează total. Mai ales că acesta are un chip, este icoană, este atestat istoric, are urmași în duh și în atitudine, are o operă văzută, o întreagă civilizație atunci, veche de 2000 de ani. Hristos se enervează, irită conștiința omului modern păgânizat, descreștinat, superficial în căutări și de efort așteptul minimal, refractat la orice formă de duhovnicie. Hristos este piatra de potignire. El este turnesorul aristocratiei, al lui chiar. Așadar, dacă nu este permisă o formulare concluzivă, oamenii de azi nu sunt atei, ci sunt anticreștini. Și la acest lucru aș vrea să reflectați puțin. Și, încă mai specific, sunt împotriva Bisericii și a preoților ei. Nu le place lumea Bisericii, nu le place atitudinea și mesajul preoților. De fapt, unii nici nu mai înțeleg gândirea unei astfel de meserii în momentul ator. Hai să ajungi. În ator condiții se pune problema. Lumea aceasta este pe punctul de a se surpa, de a dispărea, merge spre o extinție totală, grăbită, dorită de ceilalți. Suntem noi creștini dinozauri umanității târzii. Înainte de a răspunde, permiteți alte câteva considerații teoretice asupra generației noastre, dar și asupra copiilor noștri, că lumea de care vorbim ne cuvinte pe toți, tineri și bătrâni. Nimeni nu cred că poate înțelege și aprecia corect modificările de substanță care deja bătură viețile noastre, reale sau virtuale, ca un adevărat tsunami. Tot ceea ce se vorbește acum despre nouă sferă, despre infosferă, despre grijul comunicațional, vădește naivitate în comparație cu vremurile de schimbări radicale la care deja asistă copii și vor asista nepoții noștri. Iar când afirm aceste lucruri, nu am în vedere sumbre aspecte apocaliptice, nici naive scenarii hiliaste, ci întrevăd modificări de structură existențială, de paradigma vieții următoare generații, cu care deja suntem parțial contemporani. Se vede limpede că sub influența mediilor digitale în care copiii noștri se mișcă natural, deja există un conflict generațional care are la bază tocmai acest aspect. Realitatea virtuală și întrelungirea ei, modul de percepere soft a lumii. Iar acest conflict nu are la bază atât seturi antagonice de valori, cât modul de comunicare și decelare a realității înconjurătoare. Nu degeaba au fost numite noile generații, millennials, generația X, cea a fulgilor de nea, etc., tocmai pentru a defini modificările de substanță survenite în mentalul, în habitusurile și în profilul moral al celor născuți între milenii cu smartphone-ul superb. Ce definește aceste generații de copii născuți sub zodia 3, 4 sau 5G? O instabilitate emoțională crescută, dublată de ușurință a gândirii asociative, o zonă accentuată a imaginarului, propriu sau colectiv, o rezistență scăzută la efort și la stres, o dorință de libertate concretă, dar și digitală. Telemunca, pentru munca la distanță, este o realitate. Anul sabatic pe care își-l permit tinerii occidentali deja cu tub. Schimbarea frecventă a domiciliului, tot mai mulți miliari, tot mai puțin proprietari. A continentului chiar, modificările de sex, fluidizarea genurilor, infantilizarea credințelor tradiționale și deificarea naturii înconjurătoare, vezi Greta Thunberg, gustul pentru literatura SF ca evadare într-o lume mai bună, în care tehnologia este cea care împarte dreptatea, binele și fericirea. Bun, toate acestea și multe altele pot descrie o nouă tipologie umană. Persoanele de 30 de ani și sub această vârstă deja cred cu totul altceva referitor la marile interogații ale vieții, la Dumnezeu chiar, într-o formă radical redefinită față de părinții lor, care genitori, notabene, sunt și ei produsul postmodernității târzii. În această lume dezaxată spirituală, unde se mai încapă postul, praznicele, hramurile, sfintele taine, pelerinajele?
Mai pe românește. Cum împaci serialele Netflix cu privegherile? Sfântul Masu cu abonamentul extins în rețeaua privată de sănătate. Doar vacanțele ori inclusiv cu zilele de miercuri și vineri. Așadar, vorbim despre modificări de profil sufletesc în profunzime, deschidări de fibre psihologică, poate și de viitoare prefaceri ale ADN-ului uman. Sipetul cromozomial al vieții, așa cum a fost definit el irotempore de creatorul său, este luat la verificări, este interogat, iar mai nu este ideologizat. Că sub umbra disputată și tulpure pe alopura ideologiei de gen au fost plasate și afirmații științifice în ghilimele, care demonstrau chipurile existența genului homosexualității, spre exemplu. Iată cum umanitatea este pe punctul de a contesta și rescrie multe dintre cele știute până în prezent. Toate ar fi bune și frumoase dacă s-ar porni de la un demers onest sub raport științific. Cu toate acestea, impactul științei în viețile noastre reale nu poate contesta nimeni. Iar speranța este că la timona cercetării fundamentale vor sta oameni cu conștiință, cu valoare așezate, imun la ideologiile de tranziție care fac însă mai mult rău prin activizarea totală la pachet a tuturor lucrurilor care contează. Profilul psihologic al unor generații se modifică dramatic și subtilul neîntrerupt al campaniei publicitare derulat în absolut toate mediile de informare și expunerea unui mesaj. Cu alte cuvinte, ești ceea ce cumperi, ceea ce porți, ceea ce consumi. Asta pare fi noua deviză a veacului. Definirea umanității prin compulsii sezoniere de shopping, stabilirea profilului psihologic, dar și identitate în funcție de un anume mod de consum, calitativ, cantitativ, selectiv, etc., pare a fi luată în serios și duce la ideea că omul devine un mecanism de achiziție și consum care se manifestă prin sesiuni de shopping rage sau shopping fury, așa cum deja sunt desemnate și descrise în Occident. Oamenii care intră într-o compulsie a cumpărăturilor, sunt să facă shopping. Este o realitate. Aici amintesc un tip inspirat de carte, Oameni de unică folosință. Asemenea mărfurilor, oamenii capătă și ei valoare, se prețăluiesc. Dar cum? Doar în funcție de cât pot cumpăra, cheltui, mânca, investi, călători, etc. Acesta pare a fi numitorul comun, nenumit însă în ceea ce privește valoarea unui om. Și atunci puțin în mire faptul că revoluția digitală, secularizarea accelerată a minții oamenilor, posibilitatea de a ne mișca în timp și spațiu, toate convert către un nou tipar, către un nou pattern mental, care nu este favorabil credinței ritualice, așezate. Oamenii au devenit migratori la nivel personal, unii au milioane de kilometri la activ. Girovați cu card bancar, instabil geografic și insensibil metafizic. Nu cred, sincer, că omul ultimei turnante istorice progresează, cred însă că el se schimbă. Pur și simplu, cred că ne schimbăm, eu nu cred că noi progresăm, ca specie viitoare. Acest om și-a schimbat metabolismul cultural și spiritual și-a modificat normativul moral, devenind mult mai lax, ca acum să spunem 50-60 de ani, și-a schimbat raportarea la valorile bazale ale vieții, cum sunt Dumnezeu, familia, patria, etc. Desigur, am înlocuit tableta, cretele și buretele cu Instagram sau WhatsApp. Însă, totodată, l-am înlocuit și pe Dumnezeu cu cardul bancar sau cu Institutul de Geriatrie. Spunea Feuerbach, Colea, în secolul al XIX-lea, că homo homini deus est. Iar Vlad, acum nici 100 de ani, îl anonimiza pe Creator. Și, desigur, de atunci îmi face lucrurile la viteză, ajungând acum la un Dumnezeu inform, de nereprezentat corect teologic pentru cine a fost dintre pământeni. Nu spun că această schimbare derivă direct din saltul tehnologic, însă avem de-a face cu un pachet de oferte opuse axiologiei creștine bimilenare sau neasigurate suficient în dinamica lor spectaculoasă. O fi bine, o fi rău, Dumnezeu știe. Dar nu acela anonim, ci vorbim despre însuși Domnul vieții. Orice s-ar spune, sintetizând
la maximum descrierea realității, umanitatea trăiește drama interogației ultime, profunde, ca o frontieră finală a alegerii. O dramă cognitivă nelămurită pe deplin, o opțiune sufletească încă nesedimentată. Libertate sau adevăr? Poate fi gândită libertatea fără adevăr? Sau invers? Poate fi imaginat adevărul fără libertate? Iată și un paradox al discursului cristic. O mică sarcistică, de altfel vreau să vă propun. Deși în Evanghelie Hristos folosește de mai multe ori cuvântul adevăr, celălalt cuvânt, libertate, apare foarte rar. Să fi fost Mântuitorul insensibil la această valoare supremă de căpătit chiar a umanității recente? Căci numai în Evanghelia lui Ioan apare cuvântul liber sau liberi și asta apare în trei secvențe oratorice. Atât. Pe când adevăr, cu toate derivatele sale, apare numai în Evanghelia lui Marcu de 38 de ori. Interesantă statistică. Din păcate, pentru gândirea dinamic socială de astăzi, ideologizată în exces și idolatrizantă în anumite set de valori, conceptul de libertate folosit de rabunii în context strict duhovnicesc, pur spiritual. Este folosit de rabunii în context pur spiritual. Iată ce învăța Dumnezeu cel întrupat pe evrei a visă la sunte. Iisus le-a răspuns, adevărat, adevărat vă spun. Oricine săvârșește păcat este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac. Fiul însă rămâne în veac. Deci dacă Fiul vă va face liber, liber veți fi într-adevăr. Ioan, capitolul 8, 34-36. Așadar, un discurs limpede în înțelesul lui sufletesc etern, în ipostaza sa ceresc lucrătoare, mântuitoare. Nici măcar o referire la concreteția istorică, punctuală a ocupației romane, adică păgâne, nici o referire la o acțiune de masă cu descărcare vizibilă în plan social ori politic. Demersul discursului cristic, abordarea lui este pe palier individual, personal. Ținta lui este îmbunătățirea făpturii umane nominale. El vizează explicit decantarea sufletească necesare primirii învățăturii care ghidează spre rai. Adică acolo unde toți ar fi bine să ajungă. Iisus creează un instrumentar de navigație care are drept aplicație eliberarea față de păcat. Așa poți vedea nordul mântuirii, așa te poți orienta după roza vântului care îți arată azimutul învierii din moartea păcatului și mai apoi zorii luminoși ai salvării. Întorcându-ne la lumea de astăzi care își fabrică măcar un vițel de aur conceptual odată cu fiecare generație, tema libertății a devenit mai degrabă una obsesiv-lineară, adică pe orizontala vieții, din punctul A în punctul B al traiectului său, în răstimpul istoric parcurs. Libertatea de expresie, de circulație culturală, economică, cum vreți dumneavoastră, a ajuns să fie idolatrizată până într-acolo încât numele ei au apărut inclusiv forme de autoritate excesivă, de limitarea spațiului de manevră individual, de supravegere discretă, dar eficientă, bazată pe noile tehnologii și sau pe tehnicile subtile de mind control. Cu toate astea, mitul libertății absolute, concept devenit din ce în ce mai radical, face multe victime la nivelul abordării și aplicării sale în existența concretă. Unii contemporani ai noștri, să zic mai mari duhovnicește, cred cu tărie în acest mit aplicabil oriunde și oricum, devenit ulterior un slogan, adică o lozincă. Și ca orice lozincă, repetată mecanic sau obsesiv, poate dobândi un conținut cald, găunos. Căci fără responsabilitate nu există libertate, așa cum foarte precis și potrivit spunea chiar patriarhul nostru, Părintele Patriarh Daniel. Așadar, libertatea în exprimarea ei concretă trebuie însoțită obligatoriu de responsabilitate. Roadele libertății să ne închipui de dulci, mai ales când noi, așa cum am fost noi timp de 50 de ani. Însă când vorbești de libertate per se, atunci lucrurile se schimbă dramatic, iar conceptul însuși derează foarte ușor spre absolutism, spre încăpățânarea ideologică și atitudinală, spre radicalism chiar. Ce vreau să spun mai simplu și mai direct? Idolul sau drăgușorul libertății, fără fond metafizic, este unul subtil.
Iar cultul lui în exces, fără nuanțe, poate genera abuz și nefericire. Revenind la tonul inițial al comparației și complementarității între cei doi termeni, libertate și adevăr, putem lua act de o împărțire a lotului, a competențelor specifice fiecărui canal de comunicare în planul valorilor. Schematizând, dacă vreți, putem afirma mândoară că presa și-a atribuit partea libertății, iar biserica, domeniul sau lotul adevărului. De credință, evident, dar ale cărui derivate sunt multiple. Tot așa și presa garantează accesul la libertate al indivizilor, informație și cunoaștere, dacă îi se garantează din start propria libertate. O formă de libertate care eliberează. Cam asta ar fi definiția presei din mileniul 3 sau ar trebui să fie. Iar în cazul bisericii, un adevăr etern între milioane de afirmații. Schematizând din nou, o libertate care te duce la adevăr pe de o parte și un adevăr care te eliberează pe de cealaltă parte. Știm că biserica a avut încă din vremurile ei de început cei mai buni comunicatori. Oamenii cuvântului și ai faptei deopotrivă care au știut să aprindă în sufletele contemporanilor lor o flacără cerească. Desigur, exemplul personal de jertfă și asceză a contat enorm, însă și talentul colocvial, comunicațional, a stat la baza acestei reușite. Bine, acum noi știm că această harisma comunicării a fost inițial rod al pogorârii Duhului Sfânt peste Apostol la cinzecime, atunci când au început a propovădui în limbile tuturor străinilor care umplau până la refuz Ierusalimul acelor vremuri, acelor zile de neuitate. Curaj, opacitate, glosolalie, putere de convingere, iată rezumate sintetic calitățile dobândite de ucenici în urma iluminării lor. Am putea spune, forțând puțin interpretarea, că nu atât realitatea învierii a scos din brlogul în care stăteau pitiți și a determinat să trece în lumea largă la propovăduire, cât mai ales acea revărsare de har de la cinzecime. Au devenit și curajoși, zeloși și excelenți comunicatori. Era, cum s-ar spune astăzi, scuzați barbarismul, public speaker. Cu diferența notabilă că nu primeau bani pentru ceea ce făceau, ci bețe pe spinare, scuipări, loviri și înjurături, cele mai multe ori primeau chiar execuția. Așadar, în urma cinzecimii observăm o modificare radicală de atitudine, dar și de competențe. Prin lucrarea harului de oameni simpli, fără educație, ce mai mulți dintre ei, apostolii ajung să fie priceput comunicator, dar și neînficați misionari. Au devenit, cum s-ar spune, liberi de orice constrângere în a propovădui adevărul de credință în mijlocul unei lumi ostile. Dublu ostile ține cont, romani și iudei. Nimeni nu i-a iubit la început. S-au transformat în, iarăși scuzați, influencer, cum se numesc acum fost, limbajul de astăzi, bineînțeles, în formatori de opinie, în directori de conștiință. Au ajuns să fie endorse, ca să vorbim pe limba planetei Pipera, ai noi credințe creștine. De mai mult decât orice și-au asumat umilința, vătămările și martirul. În plus, vedeți cum libertatea a fost pusă în slujba adevărului și cum acesta, adevărul, e eliberat de orice frică sau determinare conjunturală. Ce interesantă relație. Și cum cele două lumi ireconciliabile antagonice una față de cealaltă au ajuns să se îngemâneze peste veacuri în marea civilizație iudeo-creștină. Sub asistența Duhului Sfânt, Antichitatea greco-romană, unită cu tradiția vetelor testamentară, au creat un genial produs de sinteză euharistică, un sistem cultural, social, politic și militar de tip nou care a strălucit peste de 2 milenii. Și asta pornind de la curajul libertății și adevărul credinței al unei mâini de oameni, 12 apostoli și vreo 70 de ucenici. Așa te privește râsul la întrebarea malicioasă a lui Stalin. Și câte divizii are papa acesta când vorbeau despre influența papei în lumea occidentală? Stalin așa întreba, câte divizii are papa? Bine, sigur, le știți, m-a durat 2000 de ani, iar urmă să a durat vreo 70. Răspunsul vine pe cale istorică. Dragi prieteni, acestea au fost câteva considerații asupra noțiunilor de libertate și adevăr pornind de la îmbrâșurilor evanghelice. E drept că lumea noastră ideologizată au fost intens folosite, abuzate, au suferit multe interpretări, pe
prelucrări, chiar dar și multe lucruri ale sensului lor metafizic. Și totuși, vectorul lor divin, energia lor creatoare, nu poate fi contestată de nimeni. De aceea trebuie să fim atenți, măcar noi creștinii, la maniera în care folosim și ne folosim de aceste concepte aplicate în viața noastră. Care să fie oare abordarea credincioșilor în fața unor asemenea masive mutații atitudinale? Mutații exprimate printr-un discurs public, vehement și convingător, cu mare forță de impact negativ asupra conștiinței creștine a oamenilor, asupra conștiințelor doxologice, finalmente. E drept, dacă ar fi să urmărim raționamentul nostru, spusele Sfântul Atanasie cel Mare că, citez, Îngerul este creat ca un animal doxologic, vezi, am descrima tipul rugului aprins. Ar trebui să ne descurajăm ca specie umană în condiția ei plecare de a vedea slava lui Dumnezeu. Și totuși, noi știm și credem că și omul la rândul este o făptură imnologică încă de la prăbădirea sa de creatură. A da slava lui Dumnezeu, ai cânta, ai contempla trasa divină prin concreteța materiei, ai înălța rugile dragoste și ale recunoștinței, ține de paternul proiectului inițial, compilit în Hristos ca icoană umanizată a trăimii vizibile palpabile. Hristos este deopotrivă și verb și imagine. Exact aici, cuvintele, energia lor fac diferența. Sau mai degrabă, nuanța de sens care operează între logos și cuvinte, vorbe. Dacă în centrul vieții umane este biserica înveșmântată în logosul divin, ca stâlp și temelia adevărului, Pavel Florenschi a preluat ideea, mă rog, expresia Sfântului Apostol Pavel în prima sa epistolă către Timotei, atunci toate ei se adaugă de nou. Sau iată cum vorbea starețul mănăstirii din Zvir, Părinte Teodor, chiar înaintea ceasului morții sale. Părinții mei, pentru Dumnezeu nu vă despărțiți unii de alții, deoarece acum, în timpul nostru dezastros, când s-a întâmplat povestea, puteți găsi puțin oameni cu care să schimbi cu inimă curată, fie și numai o singură vorbă. Pur și simplu este înspăimântător. Așadar, discursul bisericii, halonul de cuvinte sacre, sacralizante, care îmbracă slujbele sale, care se rotesc neîncetată în mintea și inima oamenilor, a credincioșilor, este cel care cerează bună așezare în Duhul Scripturii, cartea cărților, sumă de cuvinte remuritoare. Cei patru evanghelii sunt primii reporteri ai umanității, Sorin Dumitrescu Dixit. Ei au scris cu sufletul la gură, obiectiv, cu sursă de la prima mână, despre tot ce au văzut și au auzit în Palestina acelor ani, în care prezența Mântuitorului lumii au umplut de conținut loc însuși vocabularul folosit în epocă. Cuvinte vii, cuvinte cu energie insuflată de Duhul, cuvinte care țintesc mântuirea, cuvinte marcă, jaloane ale sufletului, ghidași și alibrat în nevoile sufletești ale omului etern. Așa cum a vorbit Hristos, nu a mai făcut-o nimeni până la El. Analizăm și în ziua de azi acele cuvinte și tot descoperim noi și noi sensul. Așa au făcut-o și cele aproximativ 70 de generații trecute de atunci și nimic nu s-a epuizat. Dimpotrivă, cuvintele acelea sunt apă vie, Ioan capitolul 4, versetul 10, sunt pansament pontic, sunt pulsiuni harice. Ele și numai ele hrănesc sufletul, ele și numai ele atrag plus valoarea existenței. Și aici vorbim despre surparea ordinii creștine, trebuie să aduc în discuție ceea ce se numește în deopște rutinizarea harului. Este vorba de bună seamă despre o provocare, despre o ispită chiar cu care sunt confruntați preoții zilelor noastre. Am ajuns să vorbim nonșalant despre meseria de preot, despre acest job, despre toate cele ale unei funcții, ale unei încadrări cu câmpul muncii. Din păcate, sunt și preoți care îi înși gândesc așa, raportat la menirea lor pastorală, la propriul lor format social. Dacă preoția a devenit o meserie între altele, atunci preoții sunt pe picior de egalitate cu medici, profesori, ingineri, contabili și așa mai departe. Este știință de carte, acumulare de cunoștințe, eventual tact pedagogic și cam atât. Așa se comportă unii purtători de reverendă. Așa se comportă în consecință unii creștini față de aceștia. Ori nimic din ceea ce a învățat însuși Hristos despre menirea preotului nu se suprapune peste acest portret. Mai mult, biserica însă și este în mod predirect
o stare de spirit, este o școală a învierii, este o antecameră a Împărăției lui Dumnezeu. Și de-abia apoi este o instituție, iar preotul un slujbaș, un numele organigram. De aceea zic, haideți să înțelegem că surparea ordinii creștine poate că a început în noi înșine, în creștinii de zi cu zi, în preoți, în monahi, în toți cei care reprezintă, îl comunică și îl comunică pe Hristos însuși. Poate că noi, cei care suntem aici, chiar, oferta noastră umană, comportamentală, atitudinală, atmosfera noastră de urmașa lui Hristos e de presupus că s-a avariat, s-a ciobit, s-a ponosit, s-a formalizat, s-a banalizat, s-a rutinizat, așa cum am spus anterior. Câți dintre noi ne salutăm din adânc de inimă, așa cum o făcea Sfântul Serafim de Sarov zicând, Hristos a înviat, bucuria mea. Câți? Câți dintre noi nu vedem doar chinurile iadului în loc de bucuria raiului? Câți nu vedem suferința în locul fericirii în Hristos? Câți dintre noi nu simțim vinovăție în loc de optimismul schimbării în bine? Câți nu vedem doar tipicul, iar trăirea din inimă o ignorăm? Ce față arătăm noi lumii indiferente, lumii atee, lumii păcătoase, poate chiar fără să o știu. Suntem noi pe rafturile din supermarketul realității cea mai tentată marfă? Nu. De ce? Acest răspuns este subiectul conferinței viitoare, dacă vom mai avea bucuria și onoarea unei invitații. Vă mulțumesc!